Avem o familie mică din 13 persoane care sunt aici. Це все для дітей, пожалуйста. Це все волонтери. Служіря де ла Вама Паланка мерче біне. Cel puțin 8 sau 10 voluntari vor lucra la acest call centru și vor primi apeluri. Today we wanted to offer them a chance to come and worship and praise God, so we held a service this morning. Дивіться, друзі, я, звісно, в шокі. Дивіться, як об'єдналися українці. Ну я, звісно, в шокі, як об'єдналися поляки. Дивіться, оце все, що тут робиться, це все безкоштовно. Є це безплатно все, так? Так. А то є це якась організація, або то просто... Чисто приватне пеньонки. Чисто приватне пеньонки. Все то приватне. Чисто, супер. Друзі, я в шокі, звісно. Дивіться, як поляки, вони об'єдналися просто ради того, щоб допомогти українцям. Дивіться, не одна країна, вона, в принципі, не зробила цього. Ну, дивіться, це все для дітей, пожалуйста, це все волонтери. Вони все хочуть зробити для того, щоб нам було краще. Представте, пожалуйста, дивіться, хто що хоче. Гарячий чай, капучино, вода, кормять. Тут, я не знаю, ну людей 500 може десь проходить через весь цей. Так що представте, як Бог заботиться про наш народ. Через різних людей, простих, невіруючих, які просто за свої гроші, вони роблять те, що ви бачите тут зараз на власні очі. Хай Бог благословить цю Польщу. От вони стали допомогти тим, хто зараз переживає якісь труднощі в житті. Народу України. Hello, today is Sunday and many of the OM Moldova team are working and serving at the border today, demonstrating in practical ways the love of God. But here at OM Mission Center, there's many refugees staying, being fed and being cared for, and today we wanted to offer them a chance to come and worship and praise God. So we held a service this morning where we sang songs of worship, where God's word was preached and where testimony was given to the goodness of God. So we just pray that these people will find some peace today, and we pray that you would continue to remember Ukraine. Please pray for Ukraine. Vă salut cu pacea Domnului, slujirea de la Vama Palanca merge bine, avem instalat un cort în care este instalat în partea cealaltă de Vama, refugiații care așteaptă să intre în Moldova, să treacă Vama. Deci noi acolo slujim oamenilor cu un ceai, cu o cafea, biscuiți, cu mâncare caldă, cu mâncare pentru copii, bebeluși și multe alte lucruri pe care oamenii au nevoie acolo. O plapumă, pentru că este foarte frig, oferim o plapumă să încălzească și, desigur, avem foarte multe oportunități să vestim Evanghelia celor oameni, de aceea și copiilor, vestim Evanghelia lor, ducem vestea bună mai departe, ceea ce oferă Iisus și, cu adevărat, pacea pe care o dă El. Continuăm să ne rugăm pentru această slujire din Vama Palanca. Avem echipă care lucrează în fiecare zi acolo și Domnul să lucreze în continuare, să binecuvânte această lucrare frumoasă care se face, fiind aproape de refugiații din Ucraina. Domnul să binecuvânteze! Salut, prieteni! Eu mă numesc Vitalie Marian, sunt din Republica Moldova și de la începutul acestui război din Ucraina activez în calitate de voluntar în locul cu refugiații. Săptămâna aceasta am avut o întâlnire cu mai mulți lideri de biserici și organizații creștine, unde ne-am întrunit și l-am avut în calitate de invitat pe un frate din Albania, un misionar din Albania, care ne-a vorbit despre perspectivele care ne așteaptă pe noi ca și biserici în lucru cu refugiații. Ne-a vorbit despre importanța de a lucra coordonat, și atunci s-a născut ideea de crearea unui call centru unic în Republica Moldova, care să faciliteze servicii de cazare, transportare, tranzit, ajutoare spirituale, ajutoare materiale pentru refugiați care sosesc în Republica Moldova. Respectiv, am avut o ședință în care am pus bazele acestui call centru pe care dorim să-l lansăm săptămâna viitoare. Va fi un loc în Chișinău care va activa de la ora 7 dimineața până la 10 seara. Cel puțin 8 sau 10 voluntari vor lucra la acest call centru și vor primi apeluri
L-am numit Ajutor Creștin pentru Refugiați. Am creat și o pagină web care o vom lansa la fel săptămâna viitoare. Vom opera cu un singur număr unic. Deja el activează și, așa cum am zis, acest centru, call centru, el va avea două scopuri. Să ajute refugiații ucraineni în ce privește servicii de cazare, de transportare, tranzit, ajutor material, ajutor susținere spirituală. Și al doilea scop este să ajute biserici, să creeze un network informației pentru biserici care au nevoie să intre în contact cu alte organizații creștine care pot oferi ajutoare pentru refugiații cu care aceștia lucrează. Pentru aceasta am început să colectăm o bază de date unică cu adresele de cazare în care vom indica și vom ține actualizat numărul de locuri disponibile pe termen scurt, pe termen lung. De asemenea, informații despre mijloacele de transport care pot să transporte acești refugiați până la locul de cazare. De asemenea, în această bază de date vom introduce informații despre serviciile pe care le pot acorda bisericile și organizațiile creștine refugiaților, dar și alte servicii conexe care le pot acorda. În corturile care sunt la punctele vamale, vrem să plasăm publicitate despre acest call centru, așa ca oamenii care traversează frontieră să poată să ne găsească, să ne contacteze. Ei ne vor putea contacta prin numărul de telefon unic, prin website, prin pagina de Facebook, Instagram și prin intermediul voluntarilor care vor fi la VEM. Vom începe proiectul de la punctul de trecere Vamal Palanca și mai târziu un pic la Tudora. Rugați-vă pentru noi ca să putem lansa acest centru și să putem fi o binecuvântare pentru refugiați și pentru bisericile din țara noastră. Где вы были, друзья? Мы гуляли. По Лугажу? Понравилось? Да. Что увидели? Молодцы. Я приехала сюда со своей мамой, сестрами и их детьми. Моими и их детьми. А мне таечку мама моя, посурорили меня на щеку, купи его, еще купи мне. У нас невеличка семья, зараз тут на 13 людей. Avem o familie mică din 13 persoane care sunt aici. Після 5 днів в підвалі наші чоловіки сказали нам, вам треба їхати. І хоча ми могли виїхати, ми сказали, вони лишаються захищати і служити. După cât возили до război și după cât возили до сад în Веч, în Бункер, bărbații noștri ne-a spus să plecăm din țară și să găsim un loc mai sigur pentru noi. Було дуже важко йти нікуди, не знаючи, куди ти йдеш, як ти будеш жити, що ти будеш робити. Але вже з самого початку від цього чоловіка, який приймав мої документи на таможні, я побачила любов Божу і руку Божу, і оце неймовірне велике серце вашого румунського народу. Este foarte greu să mergi undeva în loc necunoscut, fără să știi ce te așteaptă în viitor, unde mergi, unde rămâi. Dar deja vreau să spun că din momentul când am trecut vama și când am dat acolo pașapoarte, am văzut că am văzut dragostea lui Dumnezeu prin poporul vostru. І я дуже дякую Богу, що саме через такі настанови брата Василія він показав нам, що ми не біженці, ми місіонери, і ми поїхали за своїм народом служити своєму народу. Și suntem mulțumitoare fratelui Vasilii care ne-a îndemnat venind aici, că nu am venit aici ca niște refugiați, ci am venit să slujim poporul ucrainean care a plecat în România ca să vestim Evanghelia lor. Я дякую кожному, хто служить, хто допомагає, хто питає. Я знаю, що ваша церква теж прийняла велику участь в тому, щоб прийняти не тільки наш, а взагалі наш народ. Ми дуже вдячні вам. Și mulțumim foarte mult fiecăruia care
a ajutat, care ne-a sunat, care a sprijinit și știu că biserica voastră ne-a ajutat foarte mult și nu doar nouă, dar și tuturor care au venit din Ucraina și aveau nevoie de ajutor aici. І так, як я сказала, тут ми займаємося тим, що і в нашому центрі, там, де ми живемо, в Сердюку, в біблійному центрі, і в іншому центрі «Дім радості», ми говоримо з людьми про Бога, ми вивчаємо Слово Боже, ми молимося разом з ними, ми строїмо, будуємо стосунки. Noi suntem acum la centrul de studii biblic din Sărbuc și acolo atât și la Casa de Bucurie din localitatea Susani, unde mai sunt refugiați din Ucraina și acolo noi vorbim cu oamenii de Dumnezeu, despre Dumnezeu, studiem Cuvântul lui Dumnezeu, facem studiu cu ei zilnic. Da, e deacolo Bogu și e vin, e Ihoa Slovo, e de-a mine pișli, якщо e церква, якщо e ця любов Божа, ти завжди знайдеш рідних. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El are cuvântul lui și oriunde am merge, noi oriunde găsim familia lui și copiii lui. Da, дуже дякую. Це якесь таке неймовірне чудо, як ви служите. Для нас це такий приклад, як ми маємо служити іншим. Pentru noi este exemplu dumneavoastră cum ne slujiți și vrem și noi să luăm acest exemplu. Я така вдячна, що Бог так багато вклав і показав, що людям треба не тільки прихисток, їжа і безпека, їм треба Бог і Його Слово. Чи те, що вам вас тут вчер мали портати, коли вам я умігує пилинка, хайне, адапост, сігуранця, мункаре, в першому момент, а вам умігує Дум'язеу ще в Євангелії. Avem și oaspeți astăzi în casa Domnului. Avem un pescar, Alexei Rybak, așa, din Herson, și îl invităm aici în față să ne facă o mărturie cu privire la cum Dumnezeu a îngăduit ca el să ajungă la Moldova și împreună cu cei din biserica noastră să slujească Domnului. Живу в городе Херсоне на Украине. Я моряк, работаю на флоте. Семья попала в оккупацию в Херсоне. Я был на работе в Катаре. Работал с мусульманами, там удивительные моменты разные были. И вот немножко изучал Коран, как им проповедовать, говорить об Иисусе. И знания очень сильно пригодились. Вот мы с братьями здесь. Я ничего другого не нашел, чем я могу заниматься в Молдове. Как вот хожу по центрам реабилитации, там очень много украинцев, и среди них очень много азербайджанцев, и я им тоже говорю о Господе. Что я могу сказать о Молдавии? Ну, во-первых, огромное вам всем спасибо. Вы очень добрый, вы очень приветливый, вы очень покладистый народ. Среди вас очень много христиан, это меня радует. Мои стереотипы насчет Молдавии разрушены. Я был везде. Помолимся за Украину. Творишь бедствия, Господи, и Ты успокаиваешь народы, Господи. Ты созидаешь. Ты контролируешь, и Ты абсолютный контроль, Господи, и Ты все контролируешь в любви своей, Боже. И я прошу Тебя сейчас за украинский народ, я прошу Тебя, благослови их любовью своей, не суди нас во гневе, Отче. Я понимаю, что произошло. Чаша нашего беззакония, она в определенный момент наполнилась, и на моей родине начали проходить гей-парады, Господи, и мы ругаемся, Боже, и мы себе даже за лозунг взяли в наших победах матерные слова. Это ужасно, Отче, и мы отталкиваем Твое благословение, которое Ты посылаешь за нас. В эти сложные времена я прошу Тебя за народ России. Это практически 150-миллионное население, которое в большинстве своем покрывает войну, Господи, и покрывать войну и участвовать в ней непосредственно разницы нет. Это такое же самое преступление, и я понимаю, что если этот огромный народ не покается, эти люди пойдут в ад, Боже. И я знаю, что будет потом встряска и для России, она уже начинается, но пока они теряют только какой-то кусок пирога, Отче. Я знаю, что будет обратная волна, и через Евангелие, через Слово Свое Ты предупреждаешь нас об этом, и Ты говоришь нам,
что будет серьезная мощная встряска, и я прошу Тебя сейчас и за народ Молдавии, дай мудрости молиться, уповать на Тебя, падать на колени, каяться, Господи, брать посты и ценить мир, который царит сейчас на этой земле, Боже. Я благодарю Тебя за эту прекрасную страну, Господи. Invităm în față acum câte unul din tinerii care au hotărât să intre în legământ cu Domnul nostru Iisus Hristos, dar înainte de asta vrem să auzim mărturia lor personală și Domnul să îi binecuvânteze. Mergem la biserică deja de 4 luni. Am crescut într-o familie ortodoxă, ca mulți alții aici de la noi din țară. L-am cunoscut pe Domnul Iisus la vârsta de 12 ani. Am fost destul de norocoasă să-L cunosc destul de devreme în viață. Printr-o coleg de clasă și o prietenă care era fiică de misionar dintr-o familie creștină baptistă. Țin minte prima mea Biblie pentru copii cu imaginea aceea albastră tipărită în Statele Unite. Foarte vizual așa, care pentru copii era un ajutor mare pentru copii care erau mai lenoși să citească sau nu știau să citească. Privind la imaginile celea, prima dată am simțit dragostea lui Dumnezeu și am simțit ce înseamnă Dumnezeu. Din păcate, nu am dus lucrurile până la capăt, pentru că tatăl meu nu îmi permitea să merg la biserică. Fiind un copil, nu puteam să iau decizia să fac ceva ce părinții mei nu îmi permiteau. De ce? Mi-am urmat cursul vieții așa cum mulți alții din lume. M-am căsătorit, am născut o fetiță Cristina, care azi tot o să ia botez împreună cu mine. După care am plecat în Canada, am emigrat în Canada, am locuit acolo foarte mulți ani, 12 ani. Ce să vă zic? Următorii 3 ani am simțit o chemare foarte mare de a veni înapoi la Moldova și în special de a se alipi unei biserici. Acolo, probabil o să întrebați de ce acolo biserici nu sunt biserici, dar sunt foarte diferite de acelea de aici. De asta, până la urmă, am hotărât să venim aici. Prin Cristinica, care l-a cunoscut pe Domn Vesile online, pe YouTube. Amândouă am simțit chemarea asta, am venit la biserică, pentru că, de fapt, suntem foarte, foarte fericiți și recunoscătoare Domnului că ne-a dus anume aici. Aici simțim familia. Aștept ca și-l rog pe Domnul ca să ne transforme viața în așa fel încât să putem sluji pe Dumnezeu și a călca pe urmele Lui în așa fel în care dorește El să slujim oamenii. Și asta o să facem. Sunt nespus de bucuroasă. Simt așa o bucurie care nu pot să vă redau în ziua de azi, acum, în momentul ăsta, pentru că în sfârșit fac lucrurile așa cum trebuie. Numele meu este Tania, am 17 ani și sunt din satul Răscâieții Noi, Raionul Ștefan Vodă. Eu am crescut într-o familie creștină și de mic am mers la adunare și l-am cunoscut pe Dumnezeu. Prima mea întâlnire personală cu Dumnezeu a fost la vârsta de 11 ani, când Dumnezeu pentru prima oară s-a atins de inima mea de copil. Și de atunci au existat multe apropieri și râvnă după Dumnezeu, dar oricum lumea a găsit găuri în viața mea pe unde să intre. Și deci când aveam 14-15 ani, am înțeles că nu pot să slujesc la doi stăpâni. Și atunci am venit înaintea Domnului și
L-am rugat ca să mă ajute să mă pot ține pe calea Lui. M-a dat o nădejde că am fost creată pentru ceva mult mai măreț decât acest pământ. Eu sunt Cristina și provin dintr-o familie ortodoxă. Ca majoritatea oamenilor din Republica Moldova am fost botezată când eram mică, dar cum știm cu toții, ne facem alegerea conștientă la acea vârstă. Am crescut printre oamenii Domnului, mama având la rândul ei multe prietene din Biserica Baptistă. Nu mergeam la biserică fiind copil, dar aflam din cuvântul Domnului de la oamenii care mă înconjurau. Dumnezeu îmi purta mereu de grijă prin am trimite oamenii Lui în cale și am răspunde la rugăciunile mele. Apoi, la vârsta de 11 ani, am plecat în Canada cu mama, unde am întâmpinat multe încercări duhovnicești, în special în ultimii 3 ani, perioada în care am început să studiez Sfintele Scripturi mai aprofundat. Știți cumva, când suntem mici, Dumnezeu ne este alături și ne poartă de grijă, e condiționat, dar când ajungem la o vârstă anume, Dumnezeu ne cere implicarea noastră directă în a alege pe El. Realizând că Domnul m-a lăsat să trec prin toate acele încercări numai ca cu scopul să mă apropii de El, de a veni la El, am început să-mi caut o biserică acolo în Canada, dar așa și nu m-am mai găsit una cu învățături sănătoase, unde cuvântul stă la baza tuturor deciziilor în biserică. Întâmpinarea făcuse că eu în tot aceeași perioadă îl descoperise pe domn Vasile pe YouTube, prin care am găsit multe răspunsuri la întrebările pe care le aveam și mi-a dat un imbolt că trebuie să ajung cumva la biserica aceasta. Pe atunci nu aveam nici mijloacele financiare, nici un plan definit cum voi face asta, dar Dumnezeu, văzând că planul meu este să urmez pe El, a făcut-o posibilă și pe aceasta. Sunt nespus de bucuroasă că fac acum acest pas important din viața mea, de a intra în nou legământ, și abia aștept ca Domnul să mă transforme și să mă folosească în a-L servi pe El și pe copiii Lui în orice colț de glob aș fi. Și să-mi dea curaj și îndrăzneală de a-mi folosi liber talentele și cu iscusință ca să pot aduce roade pentru împărăția cerurilor. Veneam de la competiție și am închicat într-un accident. Rutiera s-a întors de vreo 2 ori prin aer și noi, ca minune, nu a fost niciun mort, toți am trăit, dar m-a pus foarte mult pe gânduri. Mă gândeam dacă aveam să mor, acum trebuia să plec în ad. După un timp, tot priveam pe YouTube mai multe video și am dat de creștini care tot spuneau despre ultimul timp, despre o viață cu Hristos, și foarte mult m-a impresionat asta și am decis să mă pocăiesc. Am început să plec la biserică, plecam la biserica ortodoxă, măcar nu știam de Biblie, nu mi-era interesant să citesc sau ceva gen, pur și simplu plecam la biserica ortodoxă și priveam multe videoclipuri pe YouTube. După am aflat că este biserica evanghelică și biserica tradițională, am ascultat chiar din Biblie că ceea ce în biserica ortodoxă nu corespunde cu ceea ce este în Biblie, și am început să plec la o biserică evanghelică unde era în Ștefan Vodă. Mama a aflat și nu prea i-a plăcut, a crezut că sunt martorile lui Jehova, i-am spus că nu sunt creștin și învăț Biblia și tot nu s-a uitat bine la asta. Dar după un timp s-a terminat carantina, l-am venit aici anul în Chișinău și tot de pe YouTube îl urmăream pe fratele Vasile. Am aflat unde este biserica aceasta, am venit aici.